a fost stabilit un nou record al infectărilor în Timiș de la debutul pandemiei. Doar în ultimele 24 de ore au fost depistate 727 de îmbolnăviri, în urma procesării a 3872 de teste. În Timișoara sunt 362 dintre acestea, iar rata de infectare este joi, 30 septembrie, de 8,5 la mia de locuitori. În județ, incidența ajunge la 6,34, iar trendul pandemiei este unul ascendent. De ieri până astăzi, în Timiș au fost administrate 3139 de vaccinuri. Cele mai multe dintre ele 2023 reprezintă doza a treia de rapel. În spitalele din Timiș erau internate în această dimineață 462 de persoane confirmate și suspecte cu COVID-19, iar alți 48 de pacienți se aflau în stare gravă la anestezie și terapie intensivă. Și la nivel național a fost stabilit un nou record al infectărilor raportate în 24 de ore, 12.032 din 67.976 de teste procesate. În tot acest timp au pierdut lupta cu virusul alte 176 de persoane.